Bine v-am găsit, prieteni! Dacă este vineri, stăm de vorbă despre etapa cu numărul 3. Iată că am avut o problemă tehnică astăzi. Etapa numărul 3 din Superliga și, bineînțeles, despre meciurile de Conference League care tocmai s-au disputat. Avem vești foarte bune, 4 din 4 echipe românești s-au calificat mai departe. Îi las pe colegii mei Ionuț Florea și Dacian Varga să preia mai departe până îmi rezolv problema tehnică și mai dau jos și celălalt cercel. E clar că nu mă vrea astăzi. Deci, băieți, vă rog frumos să mă salvați din această situație. Bună, colega. Cred că te-au ajuns blestemele. Blestemele cui? Că asta eu asta nu înțeleg. Ale noastre, sigur. Și eu zic, ale voastre, sigur. Blesteme, noi suntem, abia așteptăm să plecăm iar acum în weekend. În delegație. Știi foarte bine că în fiecare weekend eu cu prietenul meu Ionuț. Doamne, dar băieții ăștia, eu vă spun, băieții ăștia au numai activități. Pe mine nu mă includ niciodată, dar mă rog. Aia e, trecem peste. Deci cred că de asta... Sau mi-au obosit urechile de la dans și voie bună. Bineînțeles. Dar revenind la meciurile pe care le-ai enumerat mai devreme, cele patru, sunt foarte bucuros. Exact cum am spus și înainte de acest retur, am spus că îmi doresc ca toate echipele să se califice. Am avut emoții la Sepsi, dar bine că e bine când se termină cu bine. Așa e, acea parte de cred că a fost cea mai încărcată din punct de vedere emoțional. S-a ajuns în prelungiri, de la prelungiri la loviturile de penalti, deci a fost cu adevărat haos, dar exact bine că s-a terminat în favoarea celor de la Sepsi. O luăm un pic pe rând, Ionuț, și vorbim întâi de meciul celor de la CFR Cluj, pentru că a fost în ordine cronologică și cei de la Inter de Scaldes 1-1, dar mai departe echipa campioană a trecut în pasul următor. Da, este vorba de turul 3 preliminar din Conference League, unde toate cele patru echipe au ajuns și este un fapt extrem de interesant ales că după 5 ani avem din nou patru echipe în turul 3 preliminar al unei competiții europene. Se întâmpla în sezonul 2017-2018, când Craiova, CFR, Astra Giurgiu erau eliminate atunci din turul 3 de Europa League. CFR, viitorul, cum se numea atunci, pierdea și ea în play-off-ul de Europa League, iar FCSB, după ce era eliminată în play-off-ul de Champions League de Sporting, mergea în grupele de Europa League și reușea chiar să atingă faza primăverii europene. Așadar, după 5 ani, suntem și noi din nou în turul 3, adevărat, într-o competiție mai slabă decât Europa League și decât nivelul pe care îl aveam atunci, însă este un început. Uitându-ne la cum arată fotbalul românesc, faptul că reușim cu 4 formații să trecem în această fază superioară a unei competiții europene, nu poate decât să ne bucure și să fie un plus. Bine, cum spuneai și tu, Ionuț, deocamdată nu prea au început meciurile tari. Fără discuție. A fost o încălzire. De încălzire, da. A fost o încălzire. Dar totuși bine că am reușit să trecem de turul 2. Ne așteaptă niște meciuri grele din punctul meu de vedere. Fără discuție. Toate echipele care s-au calificat au meciuri grele. Și să mai spunem, Dacian și Alice, că fiecare dintre aceste patru formații va primi din partea UEFA un cec în valoare de 550.000 de euro pentru această mini-performanță pe care o putem numi accederea turului 3 preliminar din Conference League. Deci și din punct de vedere financiar, la cum arată partea aceasta în fotbal românesc, să iei 500.000 de euro este un plus. Și am înțeles că dacă o să se califice pentru baraj, pentru... Încă 250. Încă 250.000. Sunt niște bani care sunt... Da. Bineveniți pentru toate echipele din Liga 1, pentru că toate echipele au nevoie de bănuți să mai aducă un jucător, să nu mai vedem problemele care le-am văzut în campionatul trecut, să fie jucători neplătiți. Deci, gândește-te, Dacian, că 800.000 este o tranșă din drepturile TV pe care o primești odată la 5-6 luni. Deci din cele 3, pentru că sunt 3 tranșe, una este în valoare de aproximativ 800.000 pentru echipele nou promovate. Deci să iei 750.000 doar pentru că ai reușit să treci două tururi ar fi o performanță financiară un surplus binevenit, fără discuție. Cu siguranță. Și nu cred că e de ignorat pentru niciuna dintre echipe, deși știm foarte bine în unele cazuri, există potență financiară, dar cu toate astea sunt bani pe care îi iei, nu-i dai, nu? Să nu-l mâniem pe Dumnezeu până la urmă, sunt sume exorbitante, adică mici pentru fotbal în general ca și industrie, dar pentru un om obișnuit. E clar că până la urmă va fi marea, să spunem așa, dorință să atingem nivelul grupelor, unde doar prezența acolo îți garantează aproape 3 milioane de euro. Însă revenim la CFR, pentru că despre ea spuneai mai devreme că a deschis acest bal al calificărilor. Chiar vorbeam cu Dacian, mă sună la
pauză sau câte la minutul 25 și îmi spune te uiți la meci? Nu. Că, păi da, că e 1-0 pentru Inter de Scaldes. Zic, nu, cred că tu râzi de mine. Nu se poate să ne dea gol Inter de Scaldes din Andorra. Că bate vântul, că e curent pe acolo, că sunt munții, că sunt apele. Am înțeles că au fost tot felul de motive invocate de cei de la Cluj pentru gafa. Pentru că a fost o gafă pe care Bălgrădean a făcut-o la golul andorezilor. Și până la urmă, cu Chiu cu Vaialis, contra unei echipe semi-pro, da, semi-profesionistă, ne reușim să egalăm și să mergem mai departe așa cum calculele hârtiei arătau. Deci, chiar dacă am suferit o semirușine în acest retur din Andorra, până la urmă trebuie să tragem ceea ce este bine din această dublă și calificarea este cea mai importantă. Rezultatul final contează, faptul că s-au calificat mai departe. Nu știu cât contează pentru noi de acasă, dar sunt convinsă că pentru Dan Petrescu a cântărit destul de mult acest rezultat de 1-1, Dacian, nu crezi? Nu cred că i-a plăcut acest rezultat. Dacă mă întreb pe mine, cu toate că s-au calificat, am urmărit toată partida. Nu-mi vine să cred cum poate să joace CFR-ul. Ai varianta premium a canalului care a transmis meciul? M-am uitat pe... Au transmis cei de la CFR Cluj pe YouTube și l-am urmărit. Fără reclame, da? Știi fără, că... fără reclame. Până să înscrie cei de la Inter, să știi că au mai avut două ocazii. Iar CFR-ul, sincer, în prima repriză, cred că au avut doar un singur șut spre poartă. Deci nu pe poartă, spre poartă. Este exagerat de puțin. O echipă campioană a României să joace cu niște amatori, iar în prima repriză să nu tragi un șut pe poartă. Și mai mult decât atât, pe lângă goluri marcate de cei de la Inter, în prima repriză au mai avut două, trei ocazii de a înscrie. Deci liniștiți puteau să intre la pauză cu un 2-0, iar în a doua repriză a mai echilibrat puțin balanța, dar cele mai multe ocazii tot cei de la Inter au avut. CFR-ul a egalat printr-un penalti, corect acordat, dar prea puțin. Am văzut un CFR, nu știu, fără vlagă, fără o identitate de joc, pase foarte multe greșite. Cei de la Inter i-au dominat. Adică noi voiam să mergem în Europa League, în Champions League, vreau, dar din păcate cred că toate echipele doar în conference poate să rămână. Pentru că cu acest joc al CFR-ului nu puteau să emită pretenții în Europa League sau în Champions League. Am o veste nu tocmai fericită, să spun așa, pentru voi. Va trebui să iar ne grăbești, colega. Ce să fac dacă bine, avem doar o oră? Bine pentru noi, pentru că și noi ne grăbim, că da, plecăm. Că plecați, știu, da. Ce să fac dacă avem doar o oră? Păi asta e, dacă stăteam mai mult, puteam n-ai să stăm acolo, pe întâlnire. Cu șefa, cu Bianca, să mai... Ei ne aud pe noi, poate, cine știe, vedem dacă avem vreo veste, deși nu cred, pentru că este programul foarte încărcat. Trecem mai departe la cei de la FCSB, care au jucat acasă. Ne-a ținut cu sufletul la gură până în ultimul minut, un scor de 4-2 pentru formația bucureșteană și iată, așa cum am spus, toate echipele au mers mai departe, un lucru foarte bun, dar la un moment dat cred că stai că e 2-2, stai că mai sunt câteva minute, stai că ce se întâmplă și uite că într-un final 4-2 veni destul de repede. Un început bun pentru FCSB, au reușit să marcheze chiar înainte de pauză, apoi au făcut 2-0. Ceilalți... nici nu știu cum îi cheamă. Saburtalo. Georgieni. Să spun, două ocazii și două goluri. Da, două ocazii și două goluri. A fost o centrare și a reluat cu capul pe colțul scurt. A atacat foarte bine atacantul celor din Georgia. A făcut 2-1, apoi iar pe un contraatac s-a egalat 2-2. Dar după am văzut o echipă a FCSB-ului care a dominat, a pus presiune pe adversar, a reușit să facă 3-2, iar apoi au închis jocul în screen pentru a nu mai avea dubii.
totuși pe final așa puțin am stat cu sufletul la gură, mă gândeam că iar, nu știu, prinde vreun șutul vieții, cum se întâmplă la multe echipe, dar mă bucur că cei de la FCSB au reușit să se califice și l-am văzut pe Coman, care a înscris după un an de zile. Mă bucur pentru el, pentru că avea nevoie de gol. O victorie meritată și acum așteptăm să vedem următorul meci. S-a văzut diferența de valoare a Lis fără doar și poate și, cum spunea înainte de meci, 4-1 FCSB-ului Gigi Becali. Nu am emoții, că n-au cum să ne scoată ăștia vreodată pe noi. Până la urmă am tremurat câteva minute pentru că după ce au egalat ei, din nou FCSB s-a năpustit asupra careului Georgian și diferența de valoare s-a văzut. O seară europeană simțită și de la nivelul tribunelor, pentru că din nou oamenii au venit și aproape că s-a umplut Arena Națională, cred că au fost vreo 20.000 de spectatori din ce am înțeles, însă umbrită de un gest prostesc al lui Cordea, care minutul 93 la 4-2, nu ai voie să faci un astfel de gest care ți aduce un cartonaj roșu și dacă arbitrul a scris în raportul de joc că gestul lui a fost unul dincolo de limita regulamentului și a fost unul violent, există posibilitatea să primească două etape din partea UEFA, astfel încât în dubla pe care FCSB o va avea în turul următor, Cordea să lipsească. Mai ales că este o poziție unde FCSB nu este acoperită deloc. Și mai ales că a jucat și bine. Și mai ales că și Cordea exact și-a adus aportul la această victorie. FCSB a renunțat extrem de ușor la Vali Gheorghe și n-am înțeles de ce a făcut acest lucru, pentru că era un jucător care ar fi putut să joace în ambele benzi și de câte ori a intrat Dacian a adus ceva în plus. A jucat foarte bine, de fiecare dată. Îl dai împrumut în Turcia, tocmai spunându-i că nu vei avea șanse foarte mari să joci. Iată că în momentul de față ai nevoie de el și nu ai pe cine să arunci în partea dreaptă. Mișcare pripită din cam multe altele la FCSB. Pentru că, dacă mai dai voie 10 secunde, anul trecut se văitau că nu au fundași centrali și atacanți. Au adus 3 fundași centrali și niciun atacant. Deci întotdeauna lucrurile se fac pompieristic acolo. Nu există o strategie, nu există un plan. Hai să aducem totuși 2 fundași centrali și să aducem și un vârf. La un moment dat spui că nu mai aduci nimic. Bine, acum din ce am văzut, Se caută. Da, și nu numai atacant. Am văzut că își doresc 2-3 jucători, un Miculescu, un Ișvan de la FC Argeș, încă un atacant. Adică sunt ver convins că o să mai aducă minim 2 jucători. Da, dar dacă poți să-i aduci până la meciul de miercuri. Și atunci, dacă tu ieși din turul 3, din nou... Cred că zilele astea, astăzi, mâine, așa sper că... Timpul trece și trebuie să joace și au nevoie de jucători. Așa cred că într-o zi, două o să parafeze. Măcar un depinde de starea de spirit a patronului. Pentru că ai văzut foarte ușor că trece de la o stare la alta. Odată este hotărât, odată renunță, odată vrea să se lupte cu toată lumea. Deci depinde cum dorește domnia sa să abordeze această... Sperăm că o să aibă un weekend bun și că exact, o să fie folos orice schimbare. Pe partea cealaltă, da, gestul lui Cordea a fost... imatur, din multe nu avea de ce. Vedere. Era 4-2, era minutul 93, te duci să-ți faci dreptate la un... Asta înseamnă să nu ai încă un psihic de echipă mare, Alice. Pentru că nu aveai motiv să faci lucrul acesta. Trebuia să te ridici, să te calmezi, nu mai aveai ce se mai putea întâmpla. Și să treci... În... Exact. Da, să treci peste. Mergem mai departe la cei de la CSU Craiova, 3-0. Un meci... Mi s-a părut că pentru că stând că nu poți să ai 3 televizoare toate în aceeași cameră, zic mulțumesc că nu s-au aprins și celelalte, adică și că nu mergea toată lumea pe câte un meci și fiecare în parte pe undeva. Deci să dai pe toate canalele a fost destul de complicat. Aseară, deci, să zic așa, am oscilat între toate. La Universitatea Craiova, sincer, m-am uitat cel mai puțin. Am văzut, da, după am văzut, fel, da. Am văzut rezumatul. Dar am văzut că au avut o sumedenie de ocazii, am văzut goluri frumoase, mai ales primul gol al lui Mateiu, un gol senzațional. N-aveam dubii la Universitatea Craiova că nu o să se califice. Am văzut și primul meci din tur, tot la fel au dominat cei de la Universitatea Craiova, tocmai asta spun că au câștigat fără drept de apel, chiar scorul putea să fie mult mai mare. Cred că este o gură de oxigen în primul rând pentru Laszlo Balintalis, pentru că deși primea mesaje că prea erau nisipuri mișcătoare, exact, că totul lui, este da. În regulă acolo. Până la urmă această victorie îi dă puțină liniște, mai ales că urmează derbiul cu Rapid și la cum arată în momentul de față în Liga 1 Craiova, un alt rezultat în afara victoriei, din nou ar agita foarte mult apele. Am văzut și reacția președintelui Sorin Câlțu, care a spus
nu este vreo mare realizare, orice alt rezultat în afara victoriei pentru noi ar fi fost o rușine. Așadar, am făcut un lucru normal pe care trebuia să-l facem și această calificare ar fi trebuit să vină mult mai ușor. A fost o primă repriză echilibrată, așa cum sublinia și Dacian, dominată totuși de Craiova, însă oaspeții au reușit să se închidă și cu puțin noroc au scăpat cu 0-0, însă repriza a doua, după golul de autor al lui Mateiu, lucrurile s-au limpezit și până la urmă Craiova merge în turul 3 și mai e un aspect, Alice, are posibilitatea să ajungă în play-off cu statut de cap de serie. Întâlnește în turul următor pe Zorya Lugansk, o echipă care de 6 luni, fiind în Ucraina, nu are meci oficial. Ea este cap de serie, Zorya Lugansk, iar dacă CSU o elimină, o să ia loc, își dobândește acest statut de cap de serie și în play-off poate întâlni o echipă, cel puțin teoretic, sub ea ca valoare. Deci dacă Universitatea reușește surpriza, pentru că lotul ar trebui să fie pe acolo cu cel al Zoryei Lugansk, și trece de echipa din Ucraina, poate avea o șansă mare să acceseze grupele Conference League. Partida se va desfășura în Polonia? În Turcia, din ce am înțeles. Nu. Cine joacă în Turcia? În Polonia. Polonia. Știu că ei se pregătesc în Polonia. În Turcia joacă FCSB. Belarusul. Nu. Joacă echipa cu care o să joace CFR-ul. Echipa cu care joacă CFR-ul? Da. Okay, campioana Belarus. Campioana Belarus. Da. Exact. Meciurile de acasă o să le joace în Turcia cu... Fără spectator. Fără spectator. Cei de la Luans, da. Știu că se joacă în Polonia. O să joace în Polonia. Unde a jucat și Dinamo Kiev, echipa lui Mircea Lucescu. Îl felicităm, a reușit calificarea în turul următor din Champions League împotriva turcilor de la Fenerbahce. Și să-i urăm la mulți ani, pentru că este ziua domniei sale astăzi. Face o frumoasă vârstă de 77 de ani, deci la mulți ani, Mircea Lucescu. Mulți înainte și multe victorii înainte, pentru că este loc. Și putere de muncă, pentru că ne surprinde de fiecare dată. Mie la mi se pare că sezon. Momentul în care ai, chiar și dacă trec anii peste tine, dacă ești în permanentă activitate, altfel, plus viața de sportiv, mă rog, uneori poate să ajute, uneori nu neapărat, dar mi se pare că dacă ești în permanentă activitate, știi cum e, bătrân ești când te simți, nu cum ce scrie în buletin, exact. Aviz colegului meu, nu Dacian. Nu e, lipsește astăzi, nu? Nu, era către tine. Știam că e către mine, dar am zis și... Dar trebuia să arunc. Am zis și eu că cercei contribuiesc. Cercei după tine, stai. Cristi, pentru tine era, să știi. Bun, celălalt meci care, cu siguranță, așa cum am spus, ne-a ținut cu sufletul la gură. Multe minute în plus după aceea loviturile de penalizare, unde, din păcate, Olimpia Ljubljana nu a fost cea norocoasă și mai departe Șep și OSK trece. Un scor de 2-0 pentru cei de la Olimpia Ljubljana la final și 4-2 pentru formația din Sfântul Gheorghe. Răsuflăm ușurați, cei de la Sepsi consider că merită această poziție, au muncit foarte mult până acum, au rezultate foarte bune în toate partidele de până acum, deci, până la urmă, din nou reușit, spun, punctele se strâng. Au reușit cea mai importantă performanță europeană a clubului și în momentul în care am ajuns la penalti, eu am avut o strângere de inimă, pentru că mi-am dus aminte ce s-a întâmplat cu Sparta Târnava în sezonul trecut, când din nou au ajuns la penaltiuri și mă gândeam că lipsa asta de experiență europeană a lui Sepsi le va pune puțin plumb în picioare covăznenilor. Însă am văzut totuși jucători care au învățat din acele greșeli. Au avut stăpânire de sine, Dacian, au executat bine. Foarte bine. Și ajutați puțin și de gringolada din tabăra slovenă, am reușit să mergem mai departe și este o victorie mare atât pentru băieți cât și pentru antrenorul Cristiano Bergodi, care, iată, începe să-i dea o față europeană echipei covăzneni. Da, cu toate că au tremurat puțin. Au tremurat puțin mai mult. Dar dacă Matei punea latul corect la faza aceea din prima repriză și cu poarta goală din 6 metri... O ratare metri, monumentală acolo, o ratare monumentală, dar... S-a simțit pe alocuri tensiune. Mi-aș fi dorit să nu se mai ajungă la prelungiri, la 11 metri. Nu știu, era... Trebuia să avem puțină emoție și în seara trecută, Dacian. Vrei să te duci să te culci de vreme, liniștit? Nu, dar din cauza celor de la Sepsi, nu am mai văzut golurile de la FCSB. Mă uitam, eram atent la Sepsi, butonam... Nu mai știam pe care program să dau. Să-l sunăm pe domnul Diosechi, ce facem? Păi dacă ții televizorul al doilea în cutie, scoate-l, pune-l în perete, la celălalt. Ce vrei, la garsonieră, unde să-l mai pun? Scoate-l pe hol, pune-l la vecini. Totuși, sau sună-l pe frate tu cu video și un televizor merge pe ceva, un televizor păi pe altceva și stați Alice, așa. Eram că să știți că eu am experiențe din astea. Sună-mă cu video, pune pe așa și stau în fața televizorului și sunt... Și, na, mai fac și altceva și mă mai dau. Vezi că te duci prea în stânga, prea în dreapta. Stau.
Deci transmit meciuri pe video, pe video call. Deci puteți să începeți cu ceva. Totul e bine când se termină. Totul e bine când se termină cu bine. Sincer, eu nu am avut emoții la 11 metri. I-am văzut mult mai stăpân pe ei, pe cei de la Sepsi. În schimb, pe cei de la Ljubljana i-am văzut mult mai agitați, mai crispați. Da, Cenda, adu-ți aminte că în meciul tur am avut două penalturi pe care le-am ratat. A ratat Ștefănescu, a respins portarul, după aia a împins-o în poartă și a ratat Tudorie și... Acum a bătut exemplar. Asta spun, că aveam o strângere de inimă. Bine, toți jucătorii de la Sibs au bătut exemplar. Da. Au bătut foarte, foarte bine. Poate au exersat înainte și această parte. Nu m-ar mira, pentru că și noi, când după fiecare antrenament aproape, mai opreai un portar și mai... Unii făceau lovituri libere, unii executau 11 metri. Sunt convins că și ei fac același lucru. Și ca dovadă, uite că au dat randament și exact. S-au reușit să se califice. Felicitări lor și să sperăm că și acest subiect de presă cu toată în jurul xenofobiei și tot ce s-a întâmplat să înceteze odată și să rămână la performanțele sportive și să se mai calmeze colegii noștri din anumite puncte de vedere. Și să le ținem pumnii pentru că... Exact. Pentru că, așa cum au spus și ei, strâng puncte pentru România și mai liniștiți-vă puțin. Și cel puțin două săptămâni alis, pentru că turul este 4, retur este 7 august, avem și noi emoții în continuare la nivel european. Pentru că acolo este cartea de vizită a fotbalului românesc. În momentul în care joci în cupele europene. Așa că să ne mai calmăm, vedem ce urmează să facă echipele noastre în continuare. Ne bucurăm că încă mai putem să discutăm despre asta în continuare. Cine știe să fie cât mai lungă această perioadă. Trecem înapoi în România la campionatul nostru. Superliga începe. Ia să vedem. 18:30. La Pitești, FC Argeș și Ucluj. Cam cald la ora asta, dar tot e mai bine decât zilele trecute. Iar ne aduci în România. Ne scoți un pic, ne dai un pic de aer european și ne întorci. Exact. Aici la noi, la Pitești, la Giumulești, la Humulești. E extraordinar, dar ce plecați acum prin Europa de așa, lasă că tot în România plecați, că este foarte frumos și avem peisaje superbe și eu sunt absolut convinsă că am putea să mergem acolo. De două luni am acoperit cam tot ce s-a putut, m-a plimbat peste tot. Nu e adevărat, sunt convinsă că nu te-a plimbat peste tot, că la Buzău am auzit că n-ați fost, dar acum vă duc eu, uite, așa frumos, în câteva city break-uri. Păi nu, că acolo e cod roșu de canicul, am ocolit Buzău. Bine, lasă-mă în pace. Deci te duc în city break acum frumos, pam, 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 păi pam, până la Pitești. Ce la Buzău? Pe 6 începe treaba la Buzău. Lași în pace. Liga că după aia vrei... Puțin. Tu, te rog frumos să taci, că de când zic că mă duci pe mine la meci la Oțelul Galați, a rămas cu vrutul. Așa că când mă duci la meci la Oțelul Galați, te duc și eu la meci la Buzău. Tu vrei să asculti melodia, nu pentru meci. Dar vreau să mă simt bine, lasă-mă în pace. Pune melodia pe telefon, colega, nu-i problemă. Pune melodia pe telefon, mai e nevoie să batem drumul până la Galați. Deci nu vrei să mă duci. Da, eu te duc în city break la Pitești, FC Argeș și Ucluj. Se întâlnesc astăzi. Cei de la Ucluj sunt convinsă că poate au totuși o stare de spirit destul de bună după acest parcurs. Primele trei etape, cătinel. FC Argeș vine după... Un duș rece. Rece, gheață chiar. De fapt, dar în conform vremii ar fi o cadă fierbinte. O înfrângere fără drept de apel, 4-0. Una caldă, una rece. Pentru ei. Acum cred că sunt puțin tulburi apele acolo, pentru că am văzut și cu acel transfer cu Ișvan, ba pleacă la Craiova, ba nu mai pleacă, am văzut și declarația primarului, noi nu-l vrem pe, nu știu, rezerva de la... Pe Câmpanu. Da. Adică, deși Câmpanu se știe că e un jucător tare și bun. Și mie îmi place. Și asta anul spune cât chiar de mult a jucat se chiar primarul din Pitești la fotbal. Noi nu vrem o rezervă de la CS Universitatea Craiova în locul lui Ișvan, dar este netransferabil, dar așteptăm oferta de la domnul Gigi Becali, adică... Exact. Eu nu înțeleg unde este președintele clubului, unde este directorul sportiv al clubului. Nu ei ar trebui să iasă și să discute despre astfel de propuneri, despre jucători? Cred că le-a luat înainte, domnul primar. S-a trezit mai devreme și... Este mai pasionat a dat declarația. De activitate. Până la urmă, legat de partida Alice, U vine pe cai mari, să știi, pentru că a întâlnit cele două echipe europene, iată, atât FCSB cât și Craiova a reușit să nu piardă și nu neapărat că a reușit să nu piardă, au avut și dar în multe bune. Momente au poate avut. Ar fi meritat să câștige. Au făcut două exact. Jocuri bune, cei de la Universitatea Craiova, Cluj. Scuze-mă, cei de la Universitatea Cluj au făcut două meciuri bune. Acum să vedem... Asta e testul important. Dacă mă întreb, exact. Da, asta vreau să spun, asta este testul important, pentru că când joci cu FCSB, când joci cu CS Universitatea,
indiferent de, nu știu, de ora meciului, te motivezi. E, acum sunt cu, chiar vreau să-i văd la lucru, o echipă ca Universitatea Cluj, dacă o să mențină același ritm, dacă o să aibă aceeași agresivitate, sunt curios și pentru, și care o să fie primul 11, dacă Eric Lincar își păstrează primul 11 sau o să facă schimbări, pentru că... Și filozofia de joc, de aceea, până la urmă, dacă merge să atace, pentru că la București a venit și a atacat. Da, asta spun, sunt curios să văd acest meci. Iar cei de la FC Argeș, punctul meu de vedere, au obligație morală să câștige, să mai spele din rușinea de la Sepsi. Mă scuzați, eu făceam rezervare acum pentru voi la Constanța, pentru că trebuie să mergem acum, așa cum v-am promis, de asta stăteam pe telefon, ca să fac rezervare repede de cazare, pentru că mergem să vedem meciul celor de la Farul Constanța. Avem și timp, 21:30, în seara aceasta, cu Chindia Târgoviște. De asta stăteam, nu eram neatentă la colegii mei, bineînțeles. Repede, hai că plecăm! Pe ce e mai aproape de Ovidiu, Constanța sau... Eforie, că Dăcean a făcut la Eforie. Hai, calmează-te că n-am bani de Eforie. Că am... Sud. Nu la nord, sud. Acolo e mai scump. El a făcut sud. La sud. Nu că sunt căsuțele alea exact pe plajă acolo. Dar nu, că putem să stăm și la Ovidiu. Găsim noi o doamnă drăguță care să ne dea cazare. Eu sunt convins. Plus că acum câteva zile am fost într-un centru de echipamente, meu, că de echipamente acolo, sportive. S-a uitat la o garsonieră din aceea care se fixează cu... cu chingi, știi, corturile acelea. Uh-huh. Când am ajuns în centrul ăla să cumpărăm un dispozitiv de care ne-am folosit, a văzut un cort. Să sară pe cortul ăla. Zic, stai mă, Tatiana, unde vrei să mergem cu cortul? De asta nu ieșim noi nicăieri, că facem probleme pe unde mergem. Hai că anulez și rezervarea, dar chiar dacă noi nu plecăm, mă rog, poate ei, totuși, nu, meciul nu mai vorbi numele nostru, poate noi nu plecăm. Dar mai lasă, nu pleci tu, pace, înseamnă că noi nu plecăm. Da, cu cortul ăla, stați 3 zile să-l faceți și după aia veniți înapoi. Farul Constanța și Chindia Târgoviște, cei de la Farul au câștigat în ultima etapă. Chindia vine după un scor de egalitate, dar ce înveți că sună telefonul. Așa. Vrei să-mi răspunzi? Vreau să-ți răspund? Nu, păi trebuia să trimit avansul, de-aia îl sună. Ok, bine. Să vadă la ce oră ajungem ca să ne dea cheia, să ne dea tot ce trebuie. Etapa ca a noastră, nu o să vedeți niciodată. Tu n-ai de unde să știi. N-ai de unde nu, să te întrebam dacă vreau să răspund la telefon, dar mă rog. Așa. Deci Farul Chindia Maestre. Echipa mea. Echipa ta, da. Echipa deci mea. Și nu mergi să o susții. Ce susținere e asta? Echipa mea care a pornit. Ca din tun. Pușcă, da. Ca din tun a pornit. Sunt curios să-i văd pe cei de la Chindia. Nu mi-a plăcut ultima etapă. Chiar vorbeam când a trebuit să joace. Când a trebuit să joace cu cei de la Hermannstadt, parcă au bătut pasul pe loc. Pleacă favorită cei de la Farul Constanța. Eu abia aștept să-i văd și pe cei noi veniți. Sunt curios când o să îi arunce în luptă regele. Cred că pe echipa câștigătoare se schimbă de aceea? Eu cred că la Farul Constanța am văzut genul ăsta. Chiar dacă au câștigat, au schimbat. Gică mereu surprinde. Exact, ceva. Asta spun. Vreau să-l văd pe Ali Bec. Vreau să văd, am văzut că l-au luat și pe tânărul atacant. Luis Munteanu. Aș dori să-i văd în primul 11, să văd dacă s-au integrat. Acum, doar domnul Hagi știe când sunt 100% pregătit să-i arunce în luptă. Repet, pentru mine Farul Constanța este revelația începutului de campionat. Trebuie să recunoaștem că pare favorit Alis în lupta noastră. Dacian Varga a ales cel mai bine. Noi am fost puțin mai neinspirați sau cel puțin așa arată după primele, imaginea după primele două etape. Ați plecat și voi mai greuți. Ați plecat mai greuți. Am plecat în podmolit. Cum ai zis, suntem diesel, nu? Exact. Pornim mai greu. Farul are un lot bun și uite, Gheorghe Hagi a reușit să aducă jucători pe toate pozițiile și are de unde să aleagă. Acum depinde cât de repede va reuși să-i aducă pe unii dintre jucători la forma pe care domnia sa și-o dorește.
Faro are 6 puncte și în eventualitatea în care câștigă și cu Chindia, lucru care este foarte probabil, acum a arătat Chindia în primele două etape, începe ușor-ușor să-și consolideze această poziție, cel puțin una dintre cele 6, pentru că aceasta este lupta în prima parte a campionatului. Toată lumea se înghesuie la ușa acestei ediții de campionat, la play-off, Alice. După care lucrurile se vor mai cerne, dar Faro a început bine și ca joc, și ca rezultate și, bineînțeles, ca puncte, pentru că are 6 din 6. Corect, așa este. Mâine, după aceea, trecem mai departe la duel între mine și Ionuț, nu-i așa? Avem mâine, tot de la 18:30, frumos, Fece Voluntari și UTA Arad. Cu siguranță ambele echipe doresc să strângă puncte cât mai repede în clasament. Acum să vedem care dintre ele. Corect ar fi pentru noi să fim mulțumiți cu orice punct, dar cu un punct de fiecare, ca să ne certăm aici, în platou. Dar nu ține nimeni cont, bineînțeles, de opțiunile noastre, poate doar de ale lui Dacian, că aparent îi merge bine, dar vedem cum se vor descurca cele două formații în continuare, Liviu Cebotariu și prietenul nostru Ilie Păienaru. Să vedem. Cei de la Voluntari, din câte mi-aduc aminte, joacă tot la Mioveni, da. Încă nu și-au... Teoretic, terminat. Ultimul meci ar trebui să Teoretic fie, ar fi ultimul meci. Un dezavantaj pentru cei de la Voluntari. Repet, am mai spus-o și săptămâna trecută, cei de la Voluntari jucau foarte bine acasă. În campionatul trecut au pierdut doar 3 partide. Cred că cei de la UTA Arad vin să ia punctele pierdute din prima etapă. O să fie un meci care acum să vedem care o să fie mai motivată, care o să facem un clișeu așa, care o să fie mai motivată și care o să își dorească mai mult victoria. Vom vedea. Repede înainte, uite că ne-am întins la glume, CFR Cluj și cei de la CS Mioveni. Aici, dacă nu mă duceți la Cluj, chiar mă supăr, dar vedem în ce stare este echipa campioană, pentru că programul, după cum bine știm, este destul de haotic. Iarăși, partidele din 3 în 3 zile, dar, pe de altă parte, cei de la CS Mioveni, din păcate, nu sunt în cea mai bună formă. Mergem la Cluj, dar la festival a luat Dacia în bilete, nu ți-a spus? Corect că meciul este la cei de la de lângă Sibiu, la Mediaș, da. Uf. Nu, CFR-ul joacă acasă. CFR-ul, corect. Joacă pe stadion. De la U. Exact. M-am gândit că au... Dar este zona nu, m-am gândit că au extins. Da, nu. Ce este cert, Alice, că e cel mai dezechilibrat meci. Și doar o mare surpriză ar putea face ca Mioveni să plece cu un punct de acolo. Pentru că... Dezechilibrat spui tu. Dacă l-am întrebat pe domnul Dan Petrescu, nu cred că ar spune același lucru. Ținând cont că o să spună că vine după o deplasare lungă în Andorra, unde... Argumentul ăsta l-are Dacian, că vine după o deplasare lungă, dar trebuie să ne uităm și la lot. Totuși, CFR are două distribuții care sunt de valori apropiate. Mioveni încearcă să se cârpească și să mai aducă ceva jucători în această perioadă încă deschisă de mercato, dar eu am spus, Mioveni cred că va puncta începând cu etapa a 6-a, pentru că are la Cluj, are cu FCSB și are cu Craiova 3 echipe foarte puternice și nu neapărat că sunt ele foarte puternice, dar Mioveni parcă a făcut un pas în spate și din punct de vedere al organizării defensive, lucru cu care reușea să strângă puncte în sezonul trecut. Sunt de acord cu colegul meu, Ionuț. Nu am nimic de obiectat. Nu prea am nimic de obiectat. Este un dezechilibru mare între CFR Cluj și Mioveni. Ce puțin pe foaie, dar ce? Pe foaie, exact. Cu toate că, dacă mă întreb pe mine, ar fi frumos să vedem așa o surpriză, două, după unul, pe fiecare vezi etapă. Vezi CFR să se împiedice din nou după ce pierde la Craiova 3-1 etapa trecută? Nu crezi că ar fi un război mondial acolo? Ar fi un război mondial după ce ai pierdut 3-1 în deplasare, ai avut un meci foarte slab, în Andorra. Să legi partidele slabe, deși tu ai promis că 99% o să iei titlul dacă rămâi. Rămâne de văzut dacă cei de la CFR o să rămână cu toate cele 3 puncte acasă. Mai aici, aproape de casă, Petrolul Ploiești întâlnește Șep și OSK. Așa cum am spus și pe începutul emisiunii, într-o formă foarte bună, formația din Sfântul Gheorghe. Pe partea cealaltă, cei de la Petrol nu au răbdare și își doresc, bineînțeles, să strângă cât mai multe puncte. Poate să-i prindă obosiți, deși nu știu ce să mai zic. Siguranță o să-i prindă obosiți, Alice. Ținând cont că au jucat 120 de minute, am văzut pe cei de la Sepsi că au și întârziat cu avionul, trebuia să plece la 3 dimineața. Au plecat pe la 6-7 dimineața, du-te la hotel, întoarce-te, stai prin aeroport. O să fie un meci foarte greu. Asta spuneam și înainte de când am vorbit de cei de la Sepsi săptămâna trecută. Am spus că o să aibă un meci foarte greu la Petrolul. Petrolul au nevoie de puncte pentru că
au 0 puncte după două etape, joacă acasă, o să aibă tot stadionul să fie de partea lor și trebuie să strângă puncte, pentru că trec etapele și dacă nu faci puncte, te afunzi acolo în clasament. Da, alături de Mieveni este formația cu 0 puncte și este un moment bun pe care îl poate specula acesta al oboselicov Osnenilor Alice, pentru că pe lângă faptul că a fost această deplasare grea, pe lângă faptul că au fost cele două reprize de prelungiri și tensiunea a loviturilor de departajare, am înțeles că au și ceva probleme de lot. Așadar, Petrolul, dacă vrea să ia o gură de oxigen și să-și dea un restart rapid, ar trebui să puncteze împotriva lui Sepsi și să măcar să dezghețe un pic clasamentul, pentru că este important, este al doilea meci acasă, dacă îl pierzi și pe acesta, e clar că și răbdarea suporterilor ar putea să nu mai fie atât de primitoare, dacă îmi permis termenul ăsta. Corect, vom vedea ce se întâmplă în weekend. Cu siguranță un duel al suporterilor s-ar putea să vedem și la Craiova. CSU Craiova întâlnește Rapidul, cu siguranță va fi, aș spune eu, cam meciul cel mai spectaculos, nu-i așa, din această etapă, în ceea ce privește show-ul pe care cele două echipe îl vor face în materie de suporter cel puțin, dar cu siguranță și pe teren presim că va fi destul de încordat. Cred că ăsta este derbiul etapei? Da. Universitatea Craiova cu Rapid. Și din ce am citit în presă, am văzut că au trebuia să joace parcă la 20:30, l-au 21:30. Au decalat puțin din cauza celor de la FCSB, că o să joace miercuri în Conference League și atunci au decalat orele, ceea ce e de bun augur din punctul meu de vedere, pentru că o să fie mai răcoare. Sper să vedem un fotbal de calitate. Sunt două echipe bune ale campionatului. Un Rapid care a început bine, cu toate că prima etapă au luat bătaie, dar dacă ne aducem aminte, au ratat 11 metri în minutele de prelungire. Apoi au învins FCSB-ul pe calitățile noului venit, celui de la CFR Atacantul, care a Dugancici, care a marcat și a dat și o pasă de gol. Deci cei de la Rapid au un moral bun. Acum, un început bun și pentru cei de la Universitatea Craiova. Vin cu un moral bun după o victorie asupra campioanei. Cred că o să fie un meci plăcut, un meci frumos. Sperăm să vedem multe goluri. Este CSU? Da. CFR. FCU a bătut campion. A, cei de la... Știi că și eu am făcut confuzie etapa trecută cu Iancu. Exact. Asta că i-am trimis la cei de la media și pe cei de la CFR. Păi e ok, e vineri, plecăm în vacanță, nici la festival nu mergem, nici la mare nu mergem, nici nicăieri nu mergem. Nu mergi? Tași că mergi cu... Iar de ce vorbești la program? Unde crezi tu că mergi? Hai, gata, deja devine... Dacă nu ne lasă Alice, nu plecăm, să știi. Nu plecăm. Ionuț? CSU Rapid, într-adevăr, capul de afișalist, așa cum ne place să spunem, însă, repet cum spuneam, în momentul în care am discutat despre gura de oxigen pe care a luat-o Balint, fără a bate și Rapidul, mi se pare că se va uita foarte rapid această victorie europeană a Craiovei și vor apărea din nou aceste momente în care îi se acordă un preaviz, pentru că am înțeles că este un început de preaviz la Lazlo Balint, deci dacă nu reușește să se câștige și în campionat și să arate că, într-adevăr, Craiova este pe drumul cel bun. Știm că oltenii sunt ius la mânie, iar patronul Mihai Rotaru, chiar dacă la nivel declarativ acordă susținere tehnicienilor, nu-i trebuie mult să ia o decizie radicală și să oprească colaborarea cu tehnicianul Lazlo Balin. Așadar, Craiova trebuie să înceapă să lege meciurile bune și în campionat are nevoie să câștige, pentru că vine după două egaluri și își dorește, bineînțeles, să încerce să nu ajungă la un ecart foarte mare de echipele din față. Și să fie cât mai aproape de cele, exact, fie cele acolo, pentru că orice punct contează. Orice punct fără contează. Discuție. Rapid, de partea cealaltă, vine după victoria din derby și are un moral bun. În continuare, Adimutu cere întăriri, pentru că lotul Rapidului este în continuare subțire. Am citit în presă, Ionuț, că l-au luat pe Mățan. Din America. Vine Mățan, dar până ajunge Mățan din America, mai trec două, trei etape. Până are nevoie de 3-4 nopți să doarmă, deci nu știu cât de repede va putea fi utilizat Mățan. Va trebui luat și el treptat, pentru că nu a jucat la echipa respectivă, a fost împrumutat la Ohio. Așadar, Mățan, un nou produs care a plecat din România, al celor de la Farul, fostul viitorul, merge în state, nu reușește și se întoarce în Liga 1. Totuși este un jucător de calitate, e tehnic. Însă, din nou, la ceea ce suferim noi mult, capitolul forță, și Mățan este un jucător foarte, foarte firav.
E bine, eu urăm succes să se adapteze cât mai curând și, bineînțeles, să-l vedem în iarbă. Trecem mai departe. Hermannstadt Sibiu și cei de la FC Botoșani. Cu siguranță FC Botoșani vine cu o forță, vine cu rezultate bune, iar cei de la Hermannstadt, cred că, poate, nu știu dacă e vorba de adaptare, să sperăm că nu va fi vorba de alte probleme iarăși cu declarații legate de ceea ce e pe minus financiar. Botoșani un început bun de campionat. Două meciuri, două victorii. Goluri. Și un joc frumos. Un joc combinativ. Un joc bazat foarte mult pe atac. Mie îmi place FC Botoșani. Cred că împreună cu cei de la Farul Constanța au un început foarte bun. Vis-a-vis de cei de la Hermannstadt. Ne-a luat ochii Hermannstadt. Ne-a luat ochii în prima etapă. Ne-a luat ochii în prima etapă cu acel 3-0. Fără drept de apel în fața celor de la Mioveni, iar apoi a doua etapă comentam cu Ionuț. Au luat un punct, până la urmă să știi că ei... Au luat un punct în deplasare, da, dar jocul a lăsat de dorit. Acum, ținând cont că joacă acasă, cu toate că tot nu joacă acasă, da, pentru că nu joacă la Sibiu, joacă la Mediaș, un dezavantaj și pentru ei, cred că pentru mine Botoșani pleacă favorit. Și eu zic la fel și cred că Hermannstadt se mulțumește cu încă un punct, dacă îi l-ai da acum înainte de meci, ar spune da, pentru că spre deosebire de întâlnirile cu Mioveni și cu Chindia Alice, întâlnește o echipă care are o altă filozofie de joc. Botoșani nu este echipă care să se ducă să se așeze pe două rânduri și să joace contraatac, așa cum s-a întâmplat și cu Mioveni și cu Chindia. Oamenii lui Tejea vor merge să atace și vreau să văd dacă Hermannstadt are puterea să joace contraatac și să-i surprindă pe botoșeneni. E clar că în momentul de față Botoșani pleacă favorită și orice alt rezultat în afara unor victorii ar putea fi considerat o surpriză. Bun, ajungem și la ultima partidă, chiar pe ultimele 5 minute pe care le mai avem. FCSB și FCU Craiova. Vorbim de Craiova, exact cum a spus Ionuț, cea care a bătut echipa campioană în etapa trecută, deci cu siguranță un moral foarte bun. Pe partea cealaltă, FCSB are de asemenea un moral foarte bun după victoria de aseară. Să vedem, exact cum spuneai tu, Ionuț, dacă până la ora partidei intervin ceva schimbări. Este prima dată când patronul FCSB-ului, Gigi Becali, spune că echipa domniei sale nu este favorită, pentru că se teme de Craiova lui Adi Mititelu, chiar l-a lăudat și am mai auzit laude venind și din partea lui Dumitru Dragomir, care spune că, pe lângă faptul că Mititelu senior a ales foarte bine numindu-l pe Marius Croitoru, are și o echipă bună și un decar bauza Alis cum rar se vede în fotbalul românesc. Ce este pentru mine curios și aș vrea să-l întreb și pe Dacian și, bineînțeles, și pe tine dacă dorești să intri în acest dialog, că va fi un pic cârcotaș. De ce în momentul în care FCSB face cerere ca partida ei să se decaleze, găsește totuși varianta să mute meciul la 22:30, deci să se termine după miezul nopții, iar în momentul în care CFR și Sepsi fac cerere să fie puse și ele să joace mai târziu, Liga Profesionistă spune că nu are soluții. Mă gândesc că acesta este ultimul meci, nu? Da. Este ultimul meci, adică puteau să-l ducă mai... FCSB trebuia să joace luni. Să-l mai... Da, da. Și faptul că joacă miercuri în prima manșă din conferență, în deplasare... Păi, cred că ăsta a fost motivul. Pentru bun, dar că... și celelalte două formații aveau același motiv și au cerut la Ligă să mute meciurile la o altă oră mai înainte. Păi da, cred că cei de la CFR nu mai aveau unde să mute. Că erau deja două meciuri atunci în ziua aia sau trei meciuri, ceva fost, de gen. Da, au fost că au fost patru meciuri. Cei de la Sibiu au jucat parcă la ora 12, după aceea la ora 4 au jucat CFR-ul. Da, gândește-te că e un meci pe care îl punem la 22:30 și se termină dincolo de miezul nopții. Dacă celelalte erau decalate... Nu vrem în Champions League? Sigur. Adică vreau să zic că există... Ne adaptăm întâi cu ora. Există unități de măsură diferite, Dacian. Depinde cine cere. Cam asta este senzația mea. Poate greșesc. Și dacă greșesc, îmi prezint scuze. Dar la felul în care arată lucrurile... În mod cert, nu avem posesia termenilor în ceea ce înseamnă regulamentul, în ceea ce înseamnă posibilitatea. Nu știm ce acorduri există. Duminică sunt doar două meciuri Alice? Conform meciurilor pe care le-am eu aici, nu este menționată această schimbare. Deci, dar probabil că această schimbare, cred că... Deci, tu ai citit FCSB-ul luni, deci duminică rămân două meciuri. Deci FCSB este peste... Da, asta zic, conform a ceea ce am eu aici, probabil că nu e updatat la exact, schimbările... Exact, deci duminică trebuia să joace Craiova lui Mihai Rotaru, CSU, și mai era încă un meci înainte. Da, Petrolul cu și FCSB-ul vine peste ele. Exact. Și celelalte au fost date mai jos ca să joace FCSB la 22:30. Exact. Bun, deci e limpede.
Îți acceptăm scuzele, nu, nu, că nu e de scuze. Că el, uite, la mine, spre exemplu, ți-am zis, nu sunt updatate și din, poate din cauza asta. Da. Le-am luat în ordinea e pe care. E clar că FCSB va juca la 22-30, pentru că i s-a acceptat această solicitare. Mi-aș fi dorit totuși să existe și din partea ligii aceeași flexibilitate și când alte formații solicită această dorință sau îngăduință să joace la alte ore alise. Adică din să pui un meci la 12, da. Dacă nu unul la 4, o iar poziție... acum... Petrolul cu Sepsi trebuia să joace la 18.30 și o să joace la ora 18. Exact. Ca să poată să facă loc. Citeam. Apoi văd că Craiova cu Rapid, celălalt derby a etapei, a fost mutat la 21.30. Era. De la 21.30 a fost mutat la ora 20.15. Exact. Și FCSB-ul, care trebuia să joace luni, a fost mutat la 22.30. Bun, deci ne-au ieșit și calculele, ne-au ieșit și echipele, ne-au ieșit și orele. Și minutele emisiunii. Oricum, mă bucur că Hermannstadt, tot aici citesc, Hermannstadt cu Botoșani, care trebuia să joace la 18.30, a fost mutat la 20.30. Deci au scăpat de căldură. Deci bine că n-am mai zis orele, că uite așa au scăpat de căldură. Adică contează totuși de la 18.30. Oricum le vedem pe toate, indiferent de ora. Exact, le vedem pe toate, indiferent de unde o să fiți, așa este, dragilor. Gata, împachetăm pe săptămâna asta. Ne vedem marți în formulă completă, așa cum v-am obișnuit. Și bineînțeles, mâine de la 10.30, Sport Arena la zi de weekend. Rămâneți cu Metropola TV.